Zayn a postat ieri acel filmuleț în care făcea o glumă și spunea că îi pare rău pentru tot ce a făcut pentru Antonio, că el a crezut că este prietenul lui, fratele lui și că i-a spus lumea că nu este așa. Apoi în filmuleț a apărut și Antonio și glumeau, râdeau amândoi despre acest lucru. Așadar, cei doi băieți sunt în continuare prieteni și au făcut această glumă, acest filmuleț din Constanța. Ceva mai târziu am văzut că Antonio a postat și el un filmuleț în care, datorită zvonurilor care au apărut că nu ar mai fi cu Maria, a făcut o glumă în acest filmuleț și spunea că sunt zvonuri, că el și Zayn acum ies ca băieții și se distrează și că Maria stă acasă și ei își fac viața cumva. În filmuleț a apărut și Maria ca să ne arate că sunt de data aceasta împreună la o terasă. Maria întreba în filmuleț ce faceți băieții, l-a luat de gât, l-a pupat pe Antonio, erau foarte bine, erau foarte veseli. La această postare scria și bine ați venit, bine v-am găsit. Și ca și locație de această dată era o cafenea din București, de pe Bulevardul Decebal. Așadar, Antonio s-a întors în București, este împreună cu Maria, sunt fericiți, sunt foarte bine și așteptăm în continuare postări de la ei. Maria, ceva mai târziu, a postat și ea filmulețul și scria acolo: soțul meu impunător, avea emoticoane cu râs și inimioare. Așteptăm în continuare vești despre ei doi.